Atunci dăm curs ordinei de zi. Cu mențiunea că vor fi două proiecte de hotărâre suplimentare la ordinea de zi. N-au fost prinse în dispoziția de convocare, dar ați primit documentația la cele două proiecte. Se reia o nouă sesiune la proiectele depuse pe următura 7.2 și au venit sunt unele modificări față de hotărârile pe care le-am adoptat în noiembrie anul trecut. Se convocă ședința ordinară a Consiliului Local de Legiu pentru data de 30.09.2016. Nu, am citit doar ordinarul. Cu următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, inițiator primarul Comunei Legiu, domnul Enea Nicu Ciprian. Nu mai zic. Proiect 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primarului Comunei Legiu, inițiator primarul Comunei Legiu. Proiect de hotărâre privind aprobarea plan de ocupare funcției publice 2017, 4 proiecte de hotărâre privind includerea în domeniul public al Comunei Legiu a zonei de protecție aferente drumului comunal 159, pe raza satului Legiu și Drăguzești, 5 proiecte de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016, 6 proiecte de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local de Legiu în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Legiu. 7. Proiect de hotărâre aprobarea plan de analiză și acoperire a riscurilor pentru Comuna Legiu. 8. Probleme curente care se supun dezbaterii Consiliului. Diverse. Și cele două proiecte de hotărâri, unul este aprobare indicator tehnico-economic. Nu, este aprobare implementare proiect și indicator tehnico-economic a doua hotărâre. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Cine se abține? Împotrivă? Înainte de a trece la deliberare și adoptare, vă aduc la cunoștință prevederile articolului 46, că nu poate lua parte la deliberare și adoptarea hotărârilor consilierul local care personal, prin soț, rude sau afin până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii. Hotărârile adoptate cu încălcarea acestor prevederi sunt unele de drept. Orice persoană interesată poate sesiza instanța competentă. Trecem la punctul 1. La punctul 1, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Care sunt pentru? Cineva împotrivă? Se abține? Nu. Atunci la proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primarului Comunei Legiu. Ultimul regulament a fost aprobat în aprilie 2012. De atunci organigrama a suferit modificări în sensul introducerii unor noi compartimente. Unele compartimente au fost desființate. În noul regulament sunt cuprinse toate aceste modificări care au survenit în organigramă și în mare le-ați studiat pe comisii, dacă aveți de discutat, comentat ceva. Dacă nu sunt discuții, supunem la aprobare proiectul numărul 2. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Trecem la proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea plan de ocupare funcției publice 2017. În fiecare an se aprobă de către Consiliul Local planul de ocupare al funcțiilor publice, care cuprinde funcțiile publice care pot fi ocupate prin recrutare, funcțiile publice care sunt supuse promovării, transformării. În anexă la plan găsiți modificările care vor interveni în anul 2017. Vor fi 4 promovări în grad profesional, în 4 funcționari publici care îndeplinesc condițiile de promovare și altfel sunt 10 funcții vacante sau 11 care pot fi ocupate prin recrutare în măsura în care vom dispune și de credite și de funcție de necesități. Deocamdată
nu avem în vedere ocuparea prin recrutare, doar cum o voie pe anul ce urmează. Supunem la vot proiectul numărul 3. Cine este pentru? Cineva este împotrivă? Se abține cineva? Nu. Trecem la proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al comunei Helengiu, a zonei de protecție aferente domnului comunar 159, terasa satului Helengiu și Drăgugești. Aici e vorba de apărare cu alt drept a părâului Helengiu, în satul Drăgugești, acolo unde avem necazul de colonizări de teren. Am dat curs realizării unui proiect, tocmai am încetat și luna trecută, n-am primit un fond din partea cu județeam. Și atunci o să găsim o soluție, cred că săptămâna care vii sau peste două săptămâni să facem o extraordinară, fie chiar o ordinară, nu știu, să vedem, să verificăm din eficientul bugetarul o parte din bani. Pentru că proiectul undeva la 4 miliarde jumate, măcar să începem anul ăsta cu 1 miliarde jumate, m-am gândit eu. Acolo, în zona chiar necesită intervenția rapidă, unde a fugit asfaltul, ca apoi să-i dăm drumul la reasfaltare pentru porțiunea respectivă. Era necesar să o introducem în domeniul public al Consiliului Local. Am făcut întabulări, ridicări topo și dacă nu sunt discuții, totodată sunt vă rog frumos să le auzim. Dacă nu doamna președinte, puteți să le... Supunem spre aprobare. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Domnul Stoica se abține. Cine se abține? Nu. Nu? Ah, până când v-a primit. Așa. Așa. Vă ridică cu mână. Se abține cineva? Nu. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016. Rectificarea din această dată cuprinde două sume. Una primită de la finanțe. Ambele sunt pentru învățământ. 150.000 pentru cheltuieli salariale și 7.500 parcă pentru copii cu deficiențe. Aceasta este rectificarea. Supunem spre aprobare. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Proiect numărul 6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Helengiu în Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale Helengiu. Practică. Consiliul de Administrație al Școlii este format din 9 membri, din care 2 membri sunt reprezentanții Consiliului Local. Vă rog să faceți propuneri. Cum? Macovei. Macovescu. Da. Și doamna Bulea. Cine este pentru? Venim pe suplimentare acum. Implementarea proiectului. Nu, mai e ceva? Nu, planul de riscuri. Știți că în luna aprilie am avut o mică discuție vis-a-vis de Râu Drăgurești. Locuitorul, domnul care este șeful serviciului voluntarie în Consiliul Medical și un coleg care îl înlocuiește, a solicitat adresă de la Apele Române și care se regăsește în nou plan de riscuri. Dacă l-ați studiat, nu apare pârâul la Drăgugești, la Apele Române. Deși, dar pârâul Helengiu, până la măcar e. Am văzut că la despre pârâul Helengiu. Deci e sub numele de Helengiu, atunci da, nu e. Da, da. Da. Asta și era... în plan se regăsește sub numele de Helengiu. Asta e modificarea și trebuie să o avem, să l avem. De ce nu trebuie? Deci dacă el se regăsește sub numele de pârâul Helengiu, aia e totul altceva. Da, da. Să nu deci e cam confuză, de lucru, trebuie să modifică. Dar tot așa am și în... Adică nu am proiectul la Drăgugești, la fel și numirea proiectului. Apărare cu alt drept, până unii regiuni s-a Drăgugești. Asta e numirea de Apele Române. Dacă nu mai sunt discuții, supunem spre aprobare proiectul de aprobare pentru planul de analiză și acoperirea riscurilor pentru comună. Care sunteți pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Atunci trecem la numărul 8. Haideți să ne spunem despre cele două proiecte care s-au suplimentat de ordinea de zi. Anul trecut, tot în luna a 10-a, da, am depus pentru măsura 7.2 în realizare drumuri de interes local. Am avut un punctaj de 46 de puncte, n-am reușit să intrăm în prima sesiune. Știți proiectul, drumurile sunt aceleași.
valoarea proiectului este aceeași, numai că între timp au intervenit schimbări, că coordonatorul principal de credite nu mai este doamna Bădică, este domnul Ienea Ciprian, și s-a schimbat cota de TVA de la 24% la 20%. Și atunci a trebuit să modificate hotărârile de Consiliu și încercăm să depunem din nou într-o nouă sesiune. Cred că începutul lunii noiembrie sau jumătatea lunii octombrie și atunci a trebuit să avem hotărâre din Consiliu deja. Deci sumele și drumurile sunt aceleași ca și anul trecut. Sunt aceleași... E aceleași proiect. Doar că se modifică terenul și ordonatorul principal. Atunci am două proiecte de trebuie modificate. Atunci supunem spre aprobare. Cine este pentru? Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Da. Bine ar fi să luați măsuri să faceți o reparație cât mai urgentă, că pe timp ce trece și drumul se deteriorează. Dar nu, dacă considerați că o să ajungeți cu modernizarea până în perioada rece, până în zembrie, atunci... Nu face, intervenția ar face decât să oprim măcar la stadionul ăsta. Dar lor n-a stat pe ulița aia de despre șes, cu dumneavoastră una care vine, cred, la DLN, și atunci o să găsesc o soluție de compunere. Acum investiția ar fi mai minimă, deci cât mai devreme, cu atunci mi-am dus în banii cheltuiți. Da, problema aia chiar zic, domnule, deci pământul ăla și nu sunt gata biserici, atunci vine apă la deși tot de vecinii de acolo, în fel. Dar nu luau măsuri. Ori părintele, ori vecinii. O sunat pe două stamate, dar eu luau măsuri de... O pus nici fundația la gară și mai vede la biserică. Dacă era așa, să fie pus ceva, un piatru și-a văzut pe mântul. A fost acolo? Știi? Păi duci tu în mințele în cerul ăla și avem pământul și-a lăvare și-a lăvare. Mai motivează că să nu se... Și se motivează, zonă, să faci fundația la gară. Te-ai pus de părintele, oare? De preotii pus sau de pus? Nu, e de așa că ați voia preotului, te dai seama că nu s-a... Nu, el o suscumează. Ce ne-a preotul? Ne-a zis, facem o adresă preotului, în biserică, care e... Dar nu e normal, vine pe pământ de la Vinicelu, și aveți destul în biserică acolo. Păi am adus oameni și să fac curățenie. Pământ, dar și au pus balașe, face, la piață. Și acolo au dus de la biserică și au dat pe frișă. Au pus pământ. Cred că au pus un pece. Când vine, am adus de tângajul ăla, face și totul spajul și ăla. Și o să fac camera centrală ceva și pământul l-au pus. Sigur, da, nu ușa și fială, dar nu era mai dezordonat. Așa, era un plătat. Am mers acolo 5 ani. Ar trebui pus aici un indicator la, la Heliciu. S-a de lângă Drăgugești. Și dincolo ia tot la fel. De lângă Drăgugești. Opresc ăștia la poartă, avem tot felul de mașini, dubii, una alta, unii de lângă, unii Drăgugești. Încă una e Heliciu, dar unii. De chiar să prinzi prețul ăla? Nu te prinzi mai, acum e care e la toate stații, la pretele la... Pentru că am dat o comandă de indicatoare de restricții pe tonaj. Da, dar ăștia trebuie unii de lângă. Dar distanții de autobuz și trebuie să la bretelul la bretelul. Noi n-avem nicio indicator, poți venea poliția oricât unde avem. Cred că noi, pentru că e drumul comunal și de intrarea noastră. Noi n-avem nicio indicator, oprim și liniși continuă la bretelul acolo, pe oricând. Dar unde am vedea, da? Pe DNU zici tu? Da. Nu, pe DNU nu, la bretelul acolo. Nu știu, doar în sate. La bretelul acolo. Pe DNU nu, acolo în fața Zorii, zici, nu? Da, nu. Acolo e nimic motiv și acolo stă o... Putem face o adresă când mai ținut pe care să o cităm. Nu știu dacă stația e fixată de către ei legal, să nu fie o stație pe care ați oprit voi de 20 de ani și... Da, să o crește de... Da, aici am văzut. Faceți una în față de acolo. Unde s-a? Unde s-a? La ele, la curul. Au unul stat acolo pentru că e centru. A fost un mătă. Chioșcul din bilete. Dar poți să puteți să facem o adresă de național pe care să o cităm lucrul ăsta. La BSN, dar BSN n-a parte nimeni. Nu. Nici acolo nu este. Nu. Poți să faci un adres, tu care te-ai șofer? Eu primare mă oprim. Oculul silvic, de fiecare dată, e când cresc pădurile copaci, mut mărea la vară. Avem la culoaie acolo, cred că vreo 2-3 hectare de bani s-au plantat. De acolo și până în brăugă. Nu s-au știut, oameni nu mai zice o bani. Acum dacă găsești cu animale pe islas, zici că e plantat ceva. Chemați, ne la fața locului și nu știu ce este. Dar cum și-au mutat bărna de cap? Multe bărnele. Cum cresc copaci? De exemplu, aici e bărna, a crescut anul ăsta la anul copaci. Multe bărna la aici. Putem face un bărna cu... Pe cursul de la avem. Tipul de proprietate, dar ce e acolo? Avem hartă, avem hartă. Ce e cursul de fizică? Da, ești la primă. Aici e Islas. Da, e la primărie. În ce zonă? Este de la Puloaia, la Rău Berg și jos de mare acolo, dar suprafață mare.
Și de exemplu, cu la Mariștea, tot... Noi nu avem islazul în administrare și întreținere. Păi ăla nu-i dat în concesiune. Da, nu e o bucățică. Da, sunt care nu-i dat în concesiune. Și de la Mariștea până în curătoria mare, tot la fel. Eu pot să vor la motorare. Cum crezi că face? O să mai mult să mă care vin. De aceea ne-am luat la de la ușa să rugă. Două ori la primărie și împreună mutăm prima, identificăm și facem adresă că fie. Dar nu... Am luat cu prezice din partea lor. Aia nu. Ce-a fost să-și facem cu ea? Ia zic, 3-4 hectare. Bun că plantează, că nu ai ce. Doamna asta. Da, o problemă din partea EON-ului. Solicitarea lor este ca fiecare cetățean din Comuna Ghiregiu să-și pună tăbliță cu număr la poartă. Nu pot fi identificate deranjamentele și în urma ploilor tot au fost mereu probleme. Rugămintea lor era dacă se poate să inițiem din partea primăriei. Noi am făcut campanie, chiar acum 2 ani am și am pus dreptul de plătire și am pus tot satul. Nu? Da, au fost. Dar sunt întâmplă, între timp oamenii și-au mai modificat porțile, gardurile, nu au mai pus să... Stric aspectul. Bine, acum că e o cheltuială în plus pentru noi și nu-i greu am să discut despre cheltuială în plus cu ajutor oamenii, că nu au fost trebuit în buget. Am putea discuta și cu oamenii, nu știu, cred că o plăcuță de aia să o cumperi ca și persoană fizică nu costă mai nimic. Nu știu, la urmă, dar poți scrie pe orice număr, nu știu, dar nu mă trebuie să știu fiecare numărul la poartă, că eu știu, că vin drept la adeverințe și știu exact cum să știu. Păi știu ei, dar... Nu, nu, pe proprietari, din proprietari vorbesc. Da. O să încercăm. Dacă s-a lucrat în stil anglos, să discutați cu cineva, da, cred că ați primit un preț super bun. Și atunci puteți să introducem taxa de înfrumusețare și i-ați luat cu 3 lei la impozit, dar cred că costă 3 lei, mai puțin. Mai puțin 3 lei. Și când vine omul și plătește taxa, îi dai și tăblița, poftim. Și da, taxa de înfrumusețare e 3 lei pe an, nu? Ai puneți 2 și a făcut 5. Dar bine, aia 5, merge. Se încadrează. Eu știu că am avut în campanie, ce se plătirea și că am pus numele peste tot, nu mai știu. Nu, dar nu se ocupă. Personal nu se ocupă. Cel puțin lumea, o parte din clasa socială, nu se-și facă numele niciodată. Da. Și chiar am dat bine pentru toate porțile din comune, model de plăbiți, chiar e. Nu, dar e foarte bine și ajută și, ajută și pe factorul poștal. Pot distribui. Datorii poștași, nu știu și cum cifre din alea. Aia cu rigole. Aia chiar vrea. Eu am niște probleme continuu. Așa. În proprietate. Vreau să... Credeți că e problemă pe care poate să vă consiliu local? Păi să mergem la domnul Ordeleanu, secretarul arsiei acolo. Mergem toți încă. Nu, dar nici nu... Dar vreți să spuneți despre ce este vorba, ca să știm despre ce este. Niște pământ, eu l-am trecut la titlul aici și așa, până la urmă ca să găsesc că este trecut la Crețu Petrică. La, a plătit impozit. Da, am plătit impozit. Da. Și acum verișoara socului meu a venit cu un alt tip de proprietate, spune că a fost împuternicită anul trecut. Nu am trecut, când trăia soacră. A, așa, și deși moștenitorii sunt decedați toți. Da, și cred că e doamne. Da. Și vrem să vedem. Și aveți titlul da, eu am undeva tip... sau că lucrețu? Nu, păi da, de unde să am eu pe lucrurile astea? Este o eroare, nu v-ați nu este nicio eroare. Adică această suprafață se regăsește și la dumneavoastră și la dumneavoastră. Da, și se mai găsește și acolo și domnul Crețu Petrică, care este decedat, o înșelat-o pe soacră mea, s-o dus-o luat-o de acasă și nu mi-a spus nica. Și-o dus-o și-o făcut alt fel de tilduri, îi creți o Adela și pistan și floare. Dar poate totuși a făcut, au avut un act de vânzare cumpărare. Nu, au nici un act de vânzare cumpărare. Dar mi-e vreo să vreți în două titluri poate să fie aceeași. Și trei titluri i-a arătat domnul primar, vă rog frumos, trei titluri i-a arătat doamna Paula, dar deși eu nu știu ce se întâmplă, i-am o chema pentru altceva. Se explică în timpul de Crețu Neculai, până la urmă ne aduce și timpul de Crețu Adela și cu stan și floare. Deci nu
Stați așa puțin. Deci da. Această problemă nu o poate rezolva Consiliul Local. Nu. Este din competența compartimentului agricol. Da, păi nu trebuia să veniți aici, trebuia să mergeți la compartimentul agricol. Și eu mă scuzați, am venit. La compartimentul agricol. N-ați greșit nimic. Nu, cred că n-am greșit. Compartimentul agricol. După ședință o să... Da, da, dar nu, că n-am zis că acum am trebuit ședință, domnule. Mă gândeam că e altceva. Da. Nu, nu, asta am ședință. Curios. Dar să... Poftim? Da, da, și sunt situații exact. Poftim? Da, da, să ne pregătim în urmă. Încheiem ședința de azi și vă mulțumim că suntem. Da, vă rog, nu plecați. Vreau să mai avem o discuție, da? S-a omis alegerea președintelui de lucru pe ședință, care este președinte și care este secretarul. Ați lăsat o coadă de pește de la luna iulie. Deci, citește comisiile, Carmen, și acum când sunteți toți prezent, alegeți-vă un președinte și un secretar, da? Deci, la Comisia Bodea Constantin, Părbrăul Micu Cătălin, Zărnescu, Vasile Oprea, Sorin, Coman, Elena. Faceți propuneri cine este președinte și cine secretar. Bodea Constantin, președinte. Nu, nu, nu dumneavoastră, domnule, din rândul lor. Din rândul lor. Domnul Zărnescu, puneți în președinte. Dar domnul Zărnescu este comisia asta. A, da? A, puneți-l președinte pe Zărnescu, să scrie el. Nu scrie, nu scrie secretarul. Nu secretar. Deci cine este președinte și cine secretar? Deci Bodea președinte, da? Pune Bodea și cu Coman. Bine, și Coman secretar, da? Nu, adică ce vreți să spuneți? Schimbe, s-a zis data trecută domnul Bodea era secretar. Adică domnul Dărnescu, da? Vă rog, da? Ziceți? Că dacă așa a fost la cer. Nu e nicio problemă. Nu era președinte, secretar era un colegi. Nu, că vreți să spuneți. Ați luat de cine dacă la Comisia pentru Învățământ, Macovei Mihaela, Vârlan Ion, Stanciu Elena, Bulăia Elena și Prințul Vasile Ștefan. Prințul Vasile secretar. Și doamna Bulăia s-a... Nu sunt de acord cu doamna Bulăia. Dar nu-i comisia ta. Invers, invers. Bă, lasă-o scrie, mă. Mihaela. Ai bine cu... Lasă-o să scrie, mă. Poate el pleacă la facultate, poate sunt un luni în care nu vine. Nu că vreau să-l scot, dar... Să scrie cu aia lucrurile. Lasă băiață că trebuie. Voi și-o scrie cu fiecare zi, să dați mâna. Domnul... Da, deci Mihai, să depuneți declarația de avere și interese. O facem. Da, rămâneți să o completăm. Domnul Vreau, mai au problemă. Rapoartele de la domnul... În funcție de consilier, am discus că s-a început și particip la prima ședință, dar este o problemă. S-a dobrătă la pe care eu am venit la doamna primar și am spus în repetate rânduri, referitor la camerele de colectare a apei din fața porții mele. Miroase foarte urât, toată apa aia nu o să scurge și nu are ce. Da, dar e un camer de colectare a rigolele alea și deci tubul ăla, care traversează șoseaua, Nu mai circul în jos, din motivul că oamenii care au avut acolo pământ au fost despăgubiți, nu-și doresc să treacă apa pe acolo, dar cu apa ai trebuie făcut ceva, dacă nu-mi fundat tubul ăla. Miroase foarte urât. Reține tu să mergem acolo. Ar fi venit să... Adică nu că este în fața porții mele, întâmplarea face să fie acolo. Dar e să... scurgerea și da. Zona cea mai jos trebuie scurgată, și aia trebuie făcut. Da. E o mare problemă, că... Oamenii aia spag familia acolo, care nu se folosește nimeni fonduri, din motivul că apa aia se... Băltește, mă. Da, e foarte rău. Deci foarte rău. Așa a făcut. Renunțat la un metru, da. Da. Și mai avem Comisia Economică, compusă din Tudor Marinel, grup Valeriu, Magdalina Ion, Stoica Nelu și Andrei Nicolae. Tudor secretar. Păi, dar nu s-o... Nu m-am făcut. Nu le-am găsit trecute, n-am fost. E de obi să treacă și... Doamna Margarina, președinte. Da, așa. Bine. Rămâneți un pic să completăm declararea de avere și încătă. Hai, domnule. Ne vedem în octombrie.